Domnule Tăriceanu, vorbeați despre situația din justiție puțin mai devreme. Există în continuare o discrepanță între felul în care DNA este perceput în plan internațional și, în fine, percepția internă a românilor sau a anumitor oameni politici români. Se vorbește despre abuzuri, despre încălcarea drepturilor fundamentale. Dumneavoastră v-ați declarat un susținător al justiției. Chiar credeți că oamenii politici sunt niște victime ale justiției, unii dintre ei, în momentul acesta? Nu mă gândesc la oamenii politici cu precădere. Mă gândesc la oamenii în general, pentru că toți avem și drepturi și libertăți egale. Așadar, pentru că vorbeați de percepție, cred că percepția publică în țară, în ceea ce privește DNA-ul, este una bună și e în regulă. La un sondaj pe care l-am făcut recent, la întrebarea: considerați că este acceptabil ca această luptă împotriva corupției să fie însoțită pe alocuri de abuzuri și excese? 51% din cetățeni au spus că da. Atenție! Dar înseamnă că 49% sau 48%, nu rețin poate exact cifra, nu sunt de acord cu acest lucru. Deci e o problemă și o preocupare care nu este numai la nivelul, eu știu, unor lideri politici sau unor oameni care au cultura democratică necesară pentru a seziza aceste probleme. Le sesizează și simplii cetățeni și mulți dintre ei au această conștiință civică care îi face să fie sensibil la acest aspect. Altfel, cred că demersul DNA-ului trebuie să continue fără doar și poate, dar în limitele perfecte ale legalității și ale spiritului democratic. Cred că aici e o problemă, dacă vreți, de cultură și de spirit democratic. Trebuie să se înțeleagă că orice demers nu se poate situa la limita legii, așa cum predica fostul președinte, care spunea: am făcut demersuri la limita Constituției, pentru a nu spune că am depășit Constituția, dar, în fine, pentru nobila cauză trebuie acceptate aceste lucruri. Nobila cauză, în cazul nostru, este lupta împotriva corupției. Corupția nu cuprinde numai oameni politici. Corupția, după cum vedem, este foarte extinsă și reprezintă, într-adevăr, o plagă la nivelul societății. Așadar, sunt două demersuri pe care trebuie să le observăm în paralel: respectarea drepturilor și libertăților fundamentale și, sigur, continuarea campaniei și luptei pe care o duce parchetul în general, dar care trebuie să se încadreze perfect în limitele de legalitate și nu trebuie să se transforme, cel puțin într-o țară democratică, într-un regim care este un regim al fricii, al terorii. Un regim mai degrabă, hai să spunem, caracteristic unor țări nedemocratice. O propunere a senatorului Șerban Nicolae de modificarea codului de procedură penală, politicienii cercetați pentru corupție să nu mai poată fi încătușați, arestați sau aduși cu mandat, ci maximum anchetați sub arest la domiciliu, a făcut valuri. Dumneavoastră, cum luați această propunere? Propunerea derivă din excesele care s-au manifestat și de care vorbeam, și anume de practica aceasta care a devenit curentă a arestării. Sigur că și arestarea preventivă este în actuala lege prevăzută și posibilă, dar trebuie să fie, așa cum spuneam, aplicată în cazuri excepționale, în care eventual există riscul distrugerii unor probe materiale sau unor persoane care reprezintă un pericol social. Sigur că aceste lucruri trebuie avute în vedere, adică nu putem, nu aș vrea să înțelegeți decât că în România senzația mea este că de multe ori nu suntem în stare să punem pendulul în stare de echilibru. Când avem legi care sunt extrem de laxe și care au permis extinderea corupției, când ne ducem în partea cealaltă, nu combatem numai corupția, combatem corupția, dar ajungem și în zona în care drepturile și libertățile cetățenilor sunt afectate. Trebuie să găsim justul echilibru. Acest lucru însemnând dând posibilitatea luptei împotriva corupției să se desfășoare, dar fără lucrurile pe care le vedem și pe care, sigur, nu numai eu, dar foarte mulți oameni cu cultura politică necesară le observă și, în final, iată, și cetățenii înțeleg care sunt riscurile și derapajele unor asemenea comportamente. Mulțumesc foarte mult, domnule Tăriceanu. Și eu mulțumesc.